Costina, conducător științific, doctor profesor universitar, Victoria Miel. Prin decizia Agenției Naționale pentru asigurare a calității în educație și cercetare, a fost stabilită următoarea componență a Consiliului Științific. Ghiuraș, președinte, Rozmoveanu, Angela, secretar, Ionel Corinena, membru, Sârbunova Svetlana, membru, Calaicu Violina, membru, Bunea Deana, membru. Referenți oficiali au fost aprobați Aurelian Delivă și Vasilin Cotilia Laura de la Universitatea de Arte George Enescu, Iași, România. Ofer în continuare cuvânt secretarului științific, al Consiliului Științific, pentru a face cunoscut celor prezenți dosarul pretendentii la titlul științific. Conflictul cu propriul ego și propriul destin, fortuna lacris. Iar pe tema căutare
până la 450, țările mele evoluția continuă a genului de sonată pentru și deal, apariția dumneavoastră cu întreb noi, cu soluții individualizate în aplicare reflexivă romantică. Sonată cu Bogdan Urmeanu, în pas 8, marcată de sugestivitatea imagistică tragică a prezentării de mult. Sonată de sugestivă de însă în drum nou, tătusă de sensibilitate cu instrumentalismul cantabil de tradiție romantică, în 1953. Sonată de Sabin Drăgui, 1949, în A-mol, distinctă prin aplicarea tematismului de filiație romantică prin alternare cu numeroase melodii inspirate și citate din diverse genuri vocalistice. În capitolul 3, semantismul romantic, factorul integrator al sistemului de vizuale figurative, gradul sonatului românesc și românesc în prima cantitate a secolului 20, este dezvăluită ideea asemănării sistemice a elementelor stilistice specifice modelului de sonată romantică, ceea ce se manifestă în spectrul imaginistic pe autistul muzical, arhitectonică, pe modul de ansamblu. În acest context se constată următoarele. Spectrul imaginistic. Genul de sonată românesc românească se manifestă prin înaltă sugestivitate imaginistică, programatismul subînțeles, exprimat prin aplicarea multolotelor, substatunerea clarifantă a imaginilor contrastante, accentuarea aspectului narrativ meditativ, incorporarea discursului patetic, monologului introspectiv, infiltrarea informațiilor umbrene, cu substrat verbal, de timp interrogativ și lamentativ. Relevarea tematismului romantic prin atașarea celui de gen, de circulație europeană, mazurcă, valsul, nocturnă sau de geneză folclorică, cu limbul când e culbiric, când e culdormit, narațiunea parlantă, probleme, folclor, cu invaladesc, jocul. Tematismul muzical. Semantismul romantic al sonatei se dezvăluie în mod prioritar prin tematismul muzical. Tematismul principal, exteriorizând avântul romantic, comportă caracter exaltat, tempo sporit, desfășurare pe ponderent ascendent, intonații interrogative, saluri multiple, preglinde fiind cele de pritor. Semantismul secundar, expresia diverselor ipostaze a iubiricului, este prezentat prin planare melodică lină, tempou atenuat, intonații lamentative. Ciclul de sonată se manifestă printr-o compoziție arhitectonică inteligibilă, tripartită, cu excepția sonatei de parte de Dinșcă Comeanu, cu structură bine integrată prin înlungirea ritmo-informativă între mișcări. În construcția ciclică se aplică tipoarele reconceptualizare al modelului de sonată romantică. Uneori se resimte influența principiilor de suită, precum urmărimă sonată de Sabin Drăgui. A stilului rapsodic cu formă liber parcursivă, cam recitativul de sonată lui Sfântul Dulță. Principalul factor integrator al compoziției ciclice este înrudirea ritmo-intonativă a tematismului diverselor mișcări realizată prin reintonare tematică, reprimarea motivului muzical, aplicarea intonațiilor emblematice, motivelor generatoare și reminiscențelor tematice. Forma de sonată se caracterizează prin majorarea dimensiunilor, grație precedării cu o desfășurare, cu o desfășurată introducere, precum întâlnim în introducțion din sonata de Bolestan, sau a incorporării unui episod în tratare ca sonată de Silvestre, prin amplificarea aspectului narrativ, ceea ce determină multiplicarea tematismului, prin intensificarea procesului dezvoltator, ca în sonate de Bolestan, Silvestre, Pavlovici, Comeanu. Din caracteristice, precum în modelul de sonată romantică, expozițiile și reprizele tripulare. Iar în sonată de Comeanu, expoziția și repriza sunt patrulare sau patrulare. În genul de sonată romantică românească, evoluează instrumentalismul cantabil, în sonată multolipsă, aplicându-se frecvent procedei de variativitate moștenite din creația predecesorilor romantici, dar și prevoate din practica interpretativă culturică. Formula de ansamblu doar de an, aplicată în sonatele românești, manifestă continuitatea tradiției tactii romantice de sonată Guiet, versiunea aplicată de țară română. Aceste creații au un caracter gădit concertant cu discursuri instrumentale patetice, sonoruri de virtuozitate sau monologuri de profundă reculegere introspectivă. Majoritatea sonatelor au fost interpretate de românești celebri, ca George Eniescu, Mircea Grăsan, Mihai Constantinescu, unele fiind și dedicate acestora. Se accentuează
Stimați membri ai științei specializate, vă rog să adresați întrebări. Cerul de cercetare și didactică muzicală
Царство Ебрайское заключается в том, что вопрос создается в жанре салата из книги Фортепиано румынских композиторов первой половины 20 века из проблем локального, частного характера, разрастается по проблемам европейской музыкальной культуры в целом. Преломление эстетических и музыкально-стилистических принципов романтизма, ведущего феномена европейской цивилизации 19 века, процесс становления национальных музыкальных культур современности, в частности, проявление романтического композиторского мышления в скрипичных сонатах ЮНЕСКО и его последовательных композиторов соотечественников. Особая значимость и оригинальность данной работы заключается в применении системного метода в исследовании музыкальных особенностей жанра румынских скрипичных сонат, в их комплексном рассмотрении с точки зрения противоречия семантических, морфологических, синтаксических, а также темповых, хористических признаков, характерных для музыкального жанра модели сонат, скрипки и фортепиано, сложившихся в творчестве композиторов-романтиков. Все перечисленное дает возможность утверждать, что диссертация Августина Флори значима и актуальна по своей тематике, характеризуется высоким уровнем ее теоретического осмысления, обоснованностью исследовательской методологии. В связи с этим ее автор, безусловно, достоин присуждения ученой степени доктора искусствоведения и культурологии. Инкуна Бис, Леонид Кузьмич Леопольдс, в честь была Макпрена, доктор, член главного института диарти Южноуральский, который был главным безупречным номером Чайковского. Чтец. Романтические традиции музыки 20 века составляют стилистическую основу многих современных национальных культур, утвердившихся в его первой половине. В представленном исследовании прослеживается эволюция жанра и выделяются специфические черты румынских скрипичных сонат первой половины 20 века в контексте множественности традиций европейского музыкального романтизма. Автор диссертации справедливо отмечает, что в изучении сонаты для скрипки фортепиано в творчестве русских композиторов первой половины 20 века обнаруживаются значительные проблемы, а вопрос исследования ее операционного процесса с точки зрения усвоения стилистика романтических элементов до сих пор не решался, что делает другую тему исследования особенно опорной. В заключение, диссертационная работа Августина Флори отличается значительностью, актуальностью темы, высоким уровнем ее научного осмысления, обоснованностью исследовательской методологии. Соискатель заслуживает присуждения ученой степени доктора искусствоведения и графики. Щепетильный лист, если бы главное Светлана Петрожан, доктор, профессор Берстар, магистр арты, в Академии музыки Тяущи, арты, постучали. Петрожан, президент Сингур. Eu voiam la sfârșit să mai spun câteva cuvinte, că am urmărit pieza de la început și toate discuțiile care au fost la departament și vreau să-mi exprim admirația, nu exagerez, pentru Augustina Florea și munca foarte serioasă, foarte profundă pe care a făcut-o ea. Cu atâta minuțiozitate și probabil că rezultatul pozitiv și extraordinar care reprezintă această lucrare este determinat și de faptul că Augustina este interpretă. Deci ea este și interpretă și ea talentul muzicologic, talentul interpretativ violonistic s-au suprapus atât de bine și s-au închegat că au dat naștere la această valoroasă lucrare. Eu nu cred că, sau cum am scris mult, dacă... Deci teza de doctor Augustinei Florea se axează pe cercetarea genului de sonată pentru vioară și pian, care a fost supus unor importante metamorfoze de conținut muzical și ideal pe parcursul existenței lui,
inclusiv în spațiul temporar acordat prima jumătate a secolului 20. Referindu-ne la Școala Componistică Națională, Spațiul Cultural Românesc, cum precizează autoarea, acesta reflectă diferite fenomene la etapa dată, continuă afirmarea Școlii Naționale Românești, mai sunt puternic simțite tradițiile romantice, ce au dominat în secolul 19, totodată se conduiază direcții moderniste. Bogăția stilistică din această perioadă s-a proiectat în structura compozițională a sonatei pentru vioară și pian, dar mai ales, precum susține și autoarea tezei de doctorat, se impun tendințele romantice. Lucrarea este structurată logic, în cele trei capitole sunt dezvăluite plenar obiectivele propuse. Cunosc lucrarea, ca să fac o paranteză, am prezentat-o la Lacer ca expert. Deci, ca în final, scopul trasat inițial să fie realizat. Concluziile de la fiecare capitol, concluziile finale și recomandările reflectă capacitățile muzicologice ale autoarei de a sintetiza, a formula clar, laconic și în profunzime ideile de bază și rezultatele unei cercetări ample, complexe, ce acoperă un eșantion impunător de creații supuse analizei rigoroase. Subliniem curajul Agustinei Flore de a aborda o temă care sintetizează subiecte cercetate în literatura de specialitate, mă refer la romantism, la genul de sonată, terenul fertil pe care au fost plasate de autoare, creația compozitorilor naționali, sonata pentru vioară și pian și perioada primei jumătate a secolului 20, determină actualitatea și noutatea studiului, demonstrează odată în plus că un adevărat cercetător întotdeauna va întrevedea aspecte importante și valoroase pentru cercetare, chiar și acolo unde s-ar părea că anumite subiecte au fost tratate exhaustiv. Teza e o lucrare inedită, originală, corespunde cerințelor în vigoare din elaborarea tezei de doctorat, iar autoarea Agustina Flore merită să se atribuie titlul de doctor. Completat de răspuns la avizii pe care am stat la acest moment. Nu se aude? Da, da, acolo și... ca violonistă,
conducându-o ulterior spre necesitatea unei cercetări teoretice care să suplimenteze viziunea sonatelor în percepția interpretei. În lucrarea sa, Agustina Florea cercetează sonatele pentru vioară scrise de compozitorii români, plecând de la modelul genului stabilit în creația marilor romantici și raportând sonatele românești la acest model, urmărindu-se manifestarea influențelor gândirii romantice la toate nivelurile, cel al formei, al mijloacelor de expresivitate, al tematismului, al conținutului ideatic, dar și a corelației între partidele celor două instrumente participante. Pe parcursul anilor de studii, la doctorat mă refer în special, de când Cristina a început cercetarea acestei teme, s-a lucrat foarte mult. S-a lucrat din greu, parcursul fiind unul dificil, pentru că interpretarea muzicală și cercetarea sunt două activități, două domenii, două preocupări artistice total diferite. Este salutabil că interpreții încep să cuprindă și latura conștientizării și teoretizării repertoriului muzical abordat de ei inițial în practică. Autoarea a manifestat un mare interes și chiar aș spune eu dragoste față de tema cercetată, deoarece singură este, după cum am zis și mai înainte, cu o fire foarte romantică și acest stil este foarte și foarte apropiat. Și dacă sonatele compozitorilor din secolul XIX au fost cunoscute mai bine, multe din ele fiind interpretate de dânsa în timpul studiilor și la liceu și ulterior la conservator, pe cele ale compozitorilor români din secolul XX, ea le-a descoperit în procesul de lucru asupra tezei. Teza realizată de Agustina Florea are calitățile unei lucrări muzicologice interdisciplinare, situându-se la intersecția istoriei muzicii, teoriei stilurilor și genurilor muzicale, istoriei și teoriei artei interpretative, dar și a didacticii, deoarece în lucrare găsim și recomandări metodice pentru interpreți. Lucrarea se fundamentează pe un studiu exhaustiv al literaturii științifice la tema romantismului și a manifestărilor acestuia în gândirea muzicală europeană, dar și pe analiză cercetărilor asupra genului de sonată, a lucrărilor consacrate creației unor compozitori care au abordat acest gen. Multe din sonatele analizate în teză, pentru prima dată, devin obiect de studiu științific. În acest sens, deosebit de important este faptul că, alături de sonatele compozitorilor de România, Agustina a analizat și sonata pentru vioară și pian de Ștefan Neagă, lăsându-o astfel în contextul ei firesc, cel al muzicii europene și românești din prima jumătate a secolului XX. În urma cercetărilor au fost formulate concluzii generalizatoare și recomandări. Materialele tezei au fost reflectate în 23 de publicații științifice. Cercetarea Agustinei Florea poate servi ca punct de plecare în vederea continuării studiului sonatelor violonistice românești deja din a doua jumătate a secolului XX. Apreciez teza Agustinei Florea ca un studiu realizat la un nivel științific înalt, în ceea ce privește metodologia demersului analitic și calitatea analizelor, claritatea expunerii, relevanța concluziilor și a surselor bibliografice. Lucrarea are o structură bine gândită, echilibrată și include toate compartimentele fundamentale conform cerințelor de elaborare a tezelor de doctor în studiul artelor. Aș vrea să menționez că structura lucrării a suferit modificări pe parcursul procesului de lucru, inițial pornindu-se de la 6 capitole, pe urmă 4, pe urmă s-a ajuns la 3. Lucrarea conține și o anexă foarte valoroasă și foarte bogată, în care sunt prezentate schițele analitice asupra sonatelor compozitorilor romantici din secolul XIX, pe baza cărora s-a și stabilit acel model genuistic care s-a aplicat ulterior și sonatelor românești. Consider că teza de doctorat a Agustinei Florea, influențe romantice în sonatele pentru vioară și pian ale compozitorilor români în prima jumătate a secolului XX, este finalizată, corespunde cerințelor de scriere a tezelor de doctor și
recomand sau susțin acordarea titlului științific de doctor în studiul artelor. Și trecem la următoarea etapă, oferim cuvânt referențelor. Ofer cuvânt primul referent, domnul Eurean Danila, doctor candidat, profesor. Problemele de cercetare rezidă
Cred că consolidarea unui suport teoretic consistent necesar pentru sinteza metodologiei și metodelor de cercetare. Capitolul 1 se împarte în 4 subcapitole și concluzii. Romantismul muzical, fenomen artistic prioritar al secolului 19-lea, interpretarea etnografică-estetică și muzicologică, evaluarea științifică a aspectelor generale, componistice și interpretative ale genului din sonată, sonata pentru vioară și piană ale marelor compozitori românteci, în cercetările științifice contemporane și afinități romantice în sonata violonistică, prima jumătate a secolului al 20. Autoarea ne demonstrează în urma analizei literaturii respective că studiul actual al temei în cauză este insuficient și că datorită lucrărilor unui șir de savant spre cum Baman, Sorotinski, Bertrand, Roman, Ruskin și alții, citesc, se cunoaște tratarea conceptelor romantism și romantism musical. Se conștientizează că fenomenul romantismului european, inclusiv celui muzical, dar necesită a fi cercetat în contextul gândirii sistemice, interpretând acest fenomen ca un sistem artistic integru. În continuare, autoarea susține că factorul integrator al acestui organism sistemic îl constituie noua gândire estetică, manifestată prin noua concepție asupra lumii și noua concepție asupra personalității umane. Aici nu ne prea putem pronunța toate. În capitolul 2 paradigme evolutive ale genului de sonată și pian în creația compozitistică românească în primul jumătate a secolului 20, am apreciat viziunea doctorandului ce ține de evoluția genului de sonată în violonistica românească în perioada interbelică. Augustina Florea amintit de sonata pe Ernestu, în caracter popular românesc, lucrare care, după Paul Mentor, creează impresia de superfolclor. Autoarea mai observă că datorită culegerilor folclorice apelite de faptul reazul Gregoriu, generația post-nesticiană Catuclin, Constantinescu, Silvestre, Limani, Nicarovici, au gustat din seva muzicii populare. Este amintit și basarabeanul Ștefan Neagă. În sonata Quadripartite se simte, citem, o interpretare originală a modelului de sonate romantice. Mai citem aici că sonata de Ștefan Neagă cu tempourile ei relativ moderate ale mișcărilor externe manifestă influențe venite franchine, pe când remarcă mișcările secunde sugerează transparent izvorul de inspirație al acestuia, manifestându-se drept omagiu muzical creației șofnie de importanță magistrală în arta romantismului european. Și această constatare este de apreciat. Tot în acest capitol sunt remarcate și culori ale romantismului în sonatele pentru vioară și pian ale compozitorilor români în perioada post-belică. Se analizează creațiile respective de Moroian, Totuță, Drăgoi, Augustina Florea observând, citez, tiparele prototipale ciclului și formă de sonată romantică, precizând că uneori poate fi intuită și influența formei de suite. Se exemplifică prin sonata lui Sabin Drăgoi.
Dar în toate sonatele investigate, paralel cu influențele romantice, menționează o paranteză, se atestă principii componistice de origine folclorică, abordate prin aplicarea unor procedee moderniste. Scopul cercetărilor, încadrat în capitolul 2, a fost de a demonstra identificarea soluțiilor originale ale compozitorilor români, ce au recurs la continuitatea aspectelor stilistice ale romanticismului, folosind în creația sa materialul muzical folcloric, având în ultimă instanță, citez, o corelație între fenomenele artistice național universal și tradițional inovator, despre care comingător ne vorbește autoarea disertației. În capitolul al treilea, semantic romantic, factor integrator al sistemului de mijloace figurative în cadrul sonatului roman românești în prima jumătate a secolului 20, sunt cercetate particularitățile principale ale sonatelor la nivelul treptelor semantico-estetice, sintagme morfologice și instrumental timbrale. Am apreciat analiza minuțioasă a creațiilor Pregodestan, Neaca, Silvestre, Mihalăș, Morai, Moriano, Dragur, Tăgoi, tot dulce, Augustina Floare, reliefând la fiecare narrativitatea discursului, dar și presăturile caracteristice ale tematismului muzical pentru fiecare autor sau creație. Deosebit interesant mi s-a părut sub capitolul despre principiul corelației partidelor Ioară Pian, temă importantă și mult discutată în numeroase publicații de specialitate, dar mai puțin sau deloc sub aspectul propus de Augustina Florea. Cu atât mai atrăgătoare este investigația de față, autoarea având grijă de o frontare atent profesionistă, axându-se pe paleta timbrală a tematismului principal. Din primele mișcări, expresia fragmentului roman, de paleta timbrală a tematismului secundar, pe cromatica timbrală a intonațiilor emblematice, ca portret muzical al fierului roman, desfășurând gândurile sale în paragrafe, imitarea și modelarea timbrală, spectrul imagistic, tematismul muzical, ciclul de sonată, forma de sonată, formula de ansamblu. Sunt bine selectate principalele momente ale disertației din concluziile generale, fiind de acord și cu recomandările din lucrarea Augustinii Floare. Din observațiile noastre ne-am oprit doar la sentimentul de lipsă a creației lui George Enescu, sub aspectul analizii sonatelor altor compozitori români. Nu este ceva obligatoriu, remarcând doar sentimentul de neprezență a autorului Moldovean, cealaltă parte a lucrurilor. O fibră de explicații, probabil plasată. Mai impresionat anexele muzicale, selectate cu multă grijă, precizie și profesionalism, cu certitudine utile pentru specialiști. Am apreciat și numărul recunător de autor, în majoritatea cazurilor, multă apreciație în lumea muzicală, menționați în bibliografie, nelăsată fără atenție și protagonista disertației, care a publicat un șir împunător de lucrări la tema respectivă. Într-o paranteză, aș mai spune că tot mai des întâlnim în lucrările muzicologilor, doctoranților, mai ales cuvinte care nu există în textul. Cum ar fi germistic, am vrea de
Dacă fără ele nici de cum nu ne putem găsi, ar trebui probabil să găsim o formă de a le legifera. Ca să nu fim botezați până la urmă favoritori amatori al cuvintelor speciale de uz intern. În încheiere, consider că teza de doctor în studiul artelor și culturologie a domnișoarei Augustina Florea, cu titlul Influențe romantice în sonatele pentru vioară și pian, ale compozitorilor din spațiul cultural maestri în majoritatea secolului 20, este realizată la un internat corespunzător și noi vă mulțumim. Propun să oferim cuvânt celui de-al doilea referent, după care îi vom oferi un opinie de la tribună, de nou pe pretendent al acestui principiu. Doamna profesor, ne auziți? Ne auziți, doamna profesor? Da. O Chișinău până la ora 12 se spune bună dimineața. De aceea vă salutăm cu bună dimineața și vă oferim cuvânt pentru a prezenta referatul. Deci, oferim cuvânt doamnei Vasiliu Otilia Laur, doctor profesor universitar, care reprezintă Universitatea Națională de Arte George Enescu, Iași, România. Vă rugăm. Vă mulțumesc foarte mult, profesor, în comisie, Leandra Augustina vreau să vă spun de la început cu cititorul meu interes cu crearea Augustinei Tărbura și consider că este o contribuție deosebită pentru cunoașterea sonatei românești. Cele 7 partituri pe care le-a selectat pentru a forma corpul de bază a cercetării sale sunt analizate în premieră la nivelul acestui decalaj. Este contribuția fundamentală a acestei lucrări. Vreau să spun de la început, înainte de a citi referatul, avizul pe care l-am trimis acum 10 zile. Și sunt și alte contribuții pe care o să le detaliez pe parcursul referatului. O cercetare de reevaluare a sonatei pentru vioară și pian în literatura universală și românească, aflată sub cupola spiritului roman, se încadrează într-o serie de preocupări ale muzicologiei mondiale contemporane de reîntoarcere la trecut cu o nouă grilă hermeneutică. Este o direcție bogat reprezentată în scrierile anilor 2000, ducând la echilibrarea dezinteresului față de valorile clasico-romantice manifestat în deceniile modernității. În același timp, număr impresionant de lucrări românești de gen, descoperite de doctorate, în catalogele, repertorii de conștiincios, alcătuite și transpuse în anexele tezei, vine în contradicție cu gradul redus de cunoaștere prin interpretare, difuzare muzicală și analiză. Atât reconceptualizarea artei romantice, privită ca un sistem deschis, cu semnificative prelungiri în secolul 20, cât și investigația recuperatoare a unor partituri românești aproape necunoscute, justifică actualitatea și utilitatea temei alese. De altfel, autoarea este conștientă de importanța cercetării sale, formulând clar și argumentat scopul lucrării. Citez. Elucidarea procesului evolutiv și evidențierea trăsăturilor specifice ale sonatelor violonistice românești din prima jumătate a secolului 20, în contextul continuității tradițiilor componistice ale romantismului muzical european. Încheia citată. Teza Augustinei Florea este un studiu muzicologic de înaltă ținută științifică și intelectuală, beneficiind și de experiența artistului interpret cu recunoașteri notare. Conceptul muzicologic al tratării vizează completitudinea și se dorește a fi sistemic, integrând toate ramurile, direcțiile de observare a operelor selectate.
istoria, estetica, analiza detaliată de partitură, semantica, scritura, genul și forma, etc. Zonele de investigații sunt cuprinse în capitole distincte, rezultând o structurare logică, echilibrată, totalizatoare. Primul capitol este dedicat sonatei romantice europene, cercetării sale în literatura de specialitate și formulării premizelor perpetuării trăsăturilor romantice în creația românească de după 1900. Cel de-al doilea, analizei a 7 sonate românești pentru vioară și pian, aparținând compozitorilor Stan Bolestan, Ștefan Neaga, Constantin Silvestri, Marcel Halovici, Bogdan Moroianu, Sabin Drăgoiți, Cecul Toduță, sonate compuse în perioada 1906-1953. Capitolul al treilea acumulează observații diverse asupra acelorași partituri, privind semnificațiile și sugestiile sonore, tipurile de scriptură pentru pian și vioară, dramaturgia sonoră la nivelul genului și a formelor modelate. Dintre contribuțiile autentice la dezvoltarea gândirii și cunoașterei temei, subliniem mai întâi fundamentarea cercetării pe o idee cheie, dedusă din teoria sistemelor, utilizată și înainte muzicologie, dar nu la nivelul teoriei estetice, ci ca mecanism de sondare a legilor și dinamicii limbajului muzical în teoria muzicii și în analiza particulilor. Investigarea sistemică a trăsăturilor romantice transpusă din domeniul științific în cel literar și apoi muzicologic este o idee fecundă pentru înțelegerea caracterului integrator al esteticii romantice ce asimilează și domină nuanțe național-etnice, impresioniste, expresioniste, neoclasice, timpuri moderne. Este și concepția lansată de Wilhelm Werther în numeroasele sale scrieri, fără a fi aplicată însă asupra sonatei violonistice. Legătura cu teoria estetică a romantismului, exprimată prin noua concepție asupra lumii și noua concepție asupra personalității umane, cu punerea în prim plan a sentimentului în scrierile filozofilor exponențiale ale curentului Schlegel, Hoffmann, Novalis, întărește caracterul integrativ al romantismului și capacitatea perpetuării subiectivității în relația artistului cu lumea, cât de târziu, întreruptă abia de instalarea avantgardei. În gândirea autoarei, citesc din nou, această viziune științifică sistemică poate oferi o concepere integrală a tuturor direcțiilor de soluționare a problemei cercetate în teză. Istorico-genetică, figurativ-artistică, formal-constructivă. Am încheiat citatul. Pagina 58. Remarcăm și bună soluționare a argumentării trăsăturilor romantice din sonatele românești, prin oferirea unei imagini de ansamblu asupra genului violonistic al secolului al XIX-lea. Privit cronologic, evolutiv și pe problemele de dramaturgie sonoră, tematică, formă, gen, sonoritate. Structura detaliată este dispusă la anexa 1 și cuprinde analize complete ale opusurilor create de Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms, César Franck. Am parcurs cu deosebit interes și secțiunile analitice ale partiturilor românești, contribuția de cunoaștere incontestabilă a tezei. Doctoranda a privit partiture printr-o lupă puternică și a identificat toate detaliile compozitice. Unități morfologice de la celulă la temă, la secțiune, sonorități și tensiuni armonice în aria tonalității lărgite sau în spațiul pantonal, ca în cazul sonatului Silvestri, planurile dramaturgice datorate etapelor de dezvoltare, strategii densităților, registrații analogice și așa mai departe. Orice muzicolog analist știe că lucrările post-romantice și timpurii moderne ajung la o culme a complexității, pentru că înglobează tehnici acumulate în timp și pentru că așa numită tonalitate lărgită utilizată are o ambiguitate și o deschidere aproape fără limite. Pentru a analiza creația Wilhelm Strauss, Enescu sau Șostakovici, ai nevoie de o înțelegere și o experiență superioară. Fără a se ridica la grave dificultatea unor partituri semnate de compozitori amintiți, sonatele românești selectate pun serioase probleme de analiză muzicală coerentă. Poate și acest aspect a contribuit la neglijarea repertoriului post-romantic românesc.
alături, bineînțeles, de credința muzicologilor români în valoarea semnelor modernității și preocuparea generalizată pentru descoperirea lor, reflectată în scrierile de după 1970. Semnificative pentru evidențierea trăsăturilor romantice ale sonatelor românești sunt și toate componentele capitolului 3. Programatismul subînțeles și sugestivitatea directă, semnificația simbolică a tematismului, a arhitecturilor și dramaturgiei genului, a tehnicilor instrumentale extinse și variate, a nuanțelor expresii muzicale. Lectura acestei cercetări de excepție te convinge și te inspiră totodată, generând unele observații. De exemplu, în ce privește bibliografia teze și sursele de idei asupra conceptualizării contemporane a romantismului muzical, ar fi putut fi lărgită cu numeroase scrieri în limba engleză publicate în ultimele două decenii. De exemplu, din seria The Cambridge Companion to Music, dar sunt și multe alte lucrări care abordează compozitori, creații sau categoria romantismului muzical extins pe secolul 20. În altă ordine de idei, deși ține de formatul științific aplicat tezelor de doctorat la Chișinău, ar fi putut fi editată redundanța textuală, produsă de anticiparea și luarea ideilor în secțiunile introductive și mai ales concluzive. O retorică muzicală pe cale de dispariție în scrierile contemporane. Niciodată o cercetare nu este definitivă. Totul se bazează pe faptul că parcurge o etapă într-o cercetare, concluziile tale nu pot fi decât parțiale. De asemenea, pentru înțelegerea tuturor observațiilor analitice, la nivel micro și macro-structural, ar fi fost necesară integrarea în textul de bază a exemplelor muzicale și a schemelor arhitectonice. Ținând cont de această ultimă recomandare, publicarea tezei poate avea un eco deosebit în muzicologia și învățământul superior românesc. În concluzie, lucrarea influențe romantice în sonatele pentru vioară și pian ale compozitorilor din spațiul cultural românesc, prima jumătate a secolului 20, are calitățile unei cercetări sistematice, documentate, originale, configurate pe baza aprofundării tuturor lanțurilor investigații muzicologice și dezvoltată în echilibru și corespondență pedagogică între analiză și sinteză. În consecința aprecierilor formulate, recomandăm susținerea publică a tezei în vederea acordării titlului de doctor în studiul artelor și culturologie, specialitatea muzicologiei, domnișoarei Augustina Florea. Felicităm doctoranda și coordonatorul științific, profesorul universitar dr. Victoria Mlenic, pentru această realizare profesională de excepție. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Domnul Florea, la tribuna. Vă invităm. Într-adevăr, baza empirică a lucrării este alături de doar sonatele compozitorilor din generație
nu sunt vreodată. Atunci, cuvânt oferim membrilor Consiliului Științific Specializat. Doamna Bunea a prezentat, am înțeles că doamna scris, da? Așa am înțeles că urma să... Ok. Ok. Doamna doctor Irina Galea. Sau unde doriți? Câteți și-o acolo. Vreau că sunteți mai vizibilă, trebuie și să-ți fac. Deci și așa sunt tot vizibilă. Piatra de încercare pentru interpret.
fie la nivel și respectiv iarăși această constatare că este foarte prezentă creația și foarte importantă pentru muzicieni, iarăși confirmă odată în plus importanța abordării acestei teme. O altă componentă a lucrării despre care vreau să vorbesc și iarăși pe care a pedalat aspirata la timpul este problema continuității. Adică Augustina a ținut să pună în valoare toate izvoarele, toate sursele, toate filoanele care au alimentat creația genul de sonată pentru vioară și pian, creația românească din prima jumătate a secolului. Deci această miză pe continuitate a făcut ca lucrarea să includă în metabolismul ei un teritoriu foarte vast. Adică, până la urmă, s-a mai vorbit, a se consulta anexele, a fost nevoie de a exila acolo în anexe mai mult material și îmi dau seama că a rămas chiar în afara lucrării mai multe, au rămas mai multe analize, scheme, adică a fost procesat un material mult mai vast decât a încăput apoi textual în această lucrare. Iarăși vreau să mă refer și eu la corespunderea temei alese, corespunderea cercetătorului. Adică tema așa de cercetătorul și invers, corespunde și preotipărilor Augustinei și, zice, și firii, temperamentul ei, pentru că ați văzut-o, și o cunoașteți, eu am înțeles că așa, că este o ființă foarte fragilă, tacticoasă, redibilă într-un fel probabil și foarte sensibilă, respectiv era chiar persoana implicată să atace acest subiect, să-l dezbată și să-l adâncească pe cât era posibil. Eu poate n-am să mă refer foarte pe la conținutul și structura tezei, pentru că s-a vorbit. Ceea ce avem în față, textul pe care îl avem, este, el m-a convins și mă satisface deci, felul în care lucrurile s-au structurat. Sigur că ele n-au fost de la bun început așa, am înțeles că toate s-au așezat în timp, sau s-a găsit proporția, s-a esențializat în fond, mai multe lucruri au rămas pe din afară, dar și în sfârșit s-a decantat esențialul, ceea ce vedem în acest text. Vreau să remarc și caracterul de responsabil de abordare a tuturor problemelor care sunt aici aproșate. Adică,
folosim materialele acestei lucrări, dar eu cred că a fost foarte util și pentru Augustina, adică o să-i priască și ca interpretă și ca cadru didactic. Vreau în final să o felicit cu realizarea lucrării și pe ea și în următoare cu doamna Andreea. N-am pronunțat și concluzia, consider că Augustina merită să fie locul în studiu. Da, oferim în continuare cuvânt membrului Consiliului Științific Specializat, doamnei Susana Cercumoro, doctor, profesor de reștire. Având în total 310 pagini,
iar te pășești omul, sarcinul finalizat. Multe, multe publicații, 25, și conținutul, rezumatul, coincide total cu teza de doctor. Astfel, teza de doctor a doamnei Augustina Florea reprezintă un studiu științific complet care îndeplinește toate cerințele în acelea, iar autoarei merită să îi se acorde titlul de doctor în studiul cadru și cultură. Eu îmi doresc, voi fericit cu plăcere și autoarea tezei, doamna Augustina Florea și conductor științific, doamna Victoria Melnică și succesul iubitoare. Mulțumesc! Doamna doctor Cojulea. Cercetarea Augustinei Florea este o investigație serioasă, făcută la un alt nivel științific. Ca obiect de studiu, autoarea a ales o temă originală, îmbinând o temă istorică, cum ar fi începutul romantismului și genul somatic-lumistice din perioada comunistă. Doctoranda analizează cele mai importante modele lumistice din acest gen, găsează principiile esențiale ale sonatei romantice. Astfel, ea a analizat atât tradițiile muzicii romantice, pe de parte, cât și au urmărit continuitatea acestora în muzica serbo-rusă și pe de altă parte. Structura tezei este continuare, concluziile generale și formulările ce le facem, autoarele la sfârșitul lucrării sunt importante. Bibliografia din 219 surse este disolită, având titluri în anumite limbi: română, engleză, rusă, italiană. Aș dori să remarc și limbajul literar, pentru că vă dispune, lucrarea se citește ușor, cu mare interes, demonstrând vastă cunoștință de autoare în domeniul de studiu muzicii. În concluzie, susțin ideea că Augustina Florea din titlul solicită. Am asistat la ultimele două etape de pregătire a tezei de doctorat. Am constatat cum a evoluat pregătirea pentru funcțiunile publică de astăzi, în urma lecturii, variante finale a tezei, a autorectoratului sau rezumatului, venim cu următoarele constatări și apreciere. Teza de doctorat supusă dezbaterii astăzi reprezintă rezultatul unei cercetări începute acum câțiva ani, având ca temă, așa cum deja s-a evocat, sonatele pentru vioară și pian, recompozitorul român, prima jumătate a secolului 20, influențate de curentul roman. Inițial, pretendenta a urmat un interval de căutări în care a studiat și a analizat mai multe partituri de sonate și nu doar românești, din diferite perioade, realizând în cele din urmă bucăția diversitate din punct de vedere stilistic a acestor repertorii. Autoarea a decis să se concentreze doar asupra unui segment, și anume cel al primilor 5 decenii ale secolului 20, în care se manifestă orientări stilistice diverse, dar în care este pregnantă și tendința de a integra elemente folclorice în formulele tradiționale ale muzicii naționale și vestului europene. Urmărit traseul evolutiv în prima jumătate a secolului al XX-lea, perioada de constituire a școlii componistice naționale, în contextul continuității tradițiilor componistice ale romantismului muzical european, autoarea își propune să acopere anumite lacune în investigarea acestui domeniu al componisticii. Cum ce era de așteptat,
În primul capitol este prezentată panorama, situația în domeniu, sonata pentru vioară și pian, în contextul genuistic al romantismului muzical european, trecând prin investigarea fenomenilor romantism și romantism muzical, locul sonatei de romantism, cu apel la studiile de specialitate, caracteristicile timpurii ale acesteia, discursul muzical, al sonatei de referință văzute de cercetarea română. Se constată faptul că sonata românească pentru vioară și pian, aflată la începutul, a preluat formele și genurile muzicii clasice și romantice este europene, compozitorii trecând, începând în același timp, să realizeze o simbioză a acestora cu specificul muzicii tradiționale românești. Simbioză, apropo, caracteristică și creație pentru pian din această perioadă. Romantismul, evidențiază la vioară, își pune amprenta puternic asupra creațiilor pentru vioară și pian ale compozitorilor români din prima jumătate a secolului XX. Ele au ca element comun textura sau mai exact, citează, amprenta suflului mediatic și nostalgic al autorilor românești. Citat încheiat. Reliefată printr-o scriitură ionistică specifică în aspectul armonizării gândirii componistice cultivate în mediul muzical autohton cu stilurile, genurile și formele muzicii europene, dar care, din care nu lipsesc elementele de virtualitate. Partiturile sonatelor create pe parcursul a trei perioade emotive evidențiate, primele două decenii, deceniile 3 și 4 și anii postbelici până la influența anilor 40-50, de către compozitori ai căror activitatea s-a desfășurat în contact mijlociu cu arta muzicală europeană, vorba fiind aici de Stan Forestan, Ștefan Neaga, Constantin Silvestre, Marcel Mihailovici, Bogdan Moroian, Sabin de Drăgoi, Sigismund Turduță. Combinarea elementelor populărice cu tradițiile romantismului muzical european și aplicarea unor tehnici componistici contemporane sunt o trăsătură constantă în toate etapele pe care sonatele de vioară și pian ale compozitorilor români le-au parcurs în prima jumătate a secolului XX. Substanța folclorică este integrată într-un limbaj violonistic contemporan, reliefând în același timp vitalitatea ritmurilor populare românești. Capitolul al treilea vizează o perspectivă analitică asupra creațiilor din sfera componisticii autorilor citați mai sus, în care este relevat spectrul imagistic al și tematismului muzical al sonatelor românești românești din prima jumătate a secolului XX, mesajul respectiv. Unele repere semantice, simbolismul, cu referire la unii compozitori, remarcați în teză Mihailovici și Silvestre Moroian. O parte a cercetării surprinde limbajul modal, specific muzicii cânturi popular, precum și studiului sistemelor ritmice de tipul parlando urbano, giusto silabe, care se regăsesc în conținutul muzical falsonat. Lucrările analizate prezintă similitudini, dar în același timp și deosebiri din punct de vedere stilistic, care împreună conturează o imagine a tendințelor existente în muzica românească, și vreau acest subiect nu doar pentru vioară, care, cum spune, relevă unitatea aspirațiilor compozitorilor români din prima jumătate a secolului precedent, în pofida orientărilor stilistice diferite. Teza de doctorat reprezintă un demers atât în planul cercetării, cât și în cel al interpretării. Eu mulțumesc și în continuare membrii Consiliului Științei din Xeretrag sau rămân aici. Da. Da, stimați membri ai Consiliului Științei, stimați invitați, în urma votului s-a luat decizia, în urma votului membrilor Consiliului Științei specializat, s-a luat următoarea decizie și vă prezintă aici un proces verbal. Din cei prezenți s-au exprimat pro 5, contra 0. A fost absent un membru al Consiliului Științific. Regulamentul însă ne permite, fără prezența unui membru al Consiliului, să luăm decizia. Da. Prin urmare, astea sunt rezultatele votului, consemnate care urmează să fie impuse și aprobate prin hotărârea
Consiliul Științific. Referitor la hotărârea Consiliului Științific, cu permisiunea noastră, numai parte decizională, dacă îmi permite, da? Da. Da. În urmă examinării, examinării tezei de doctorat a domnișoarei Florea Augustina, cu titlul care a fost anunțat astăzi, s-a constatat următoarele. Teza corespunde pe regulamentul cu privire la funcționarea consiliilor științifice specializate și de conferirea titlurilor științifice științifico-didactice între Republica Moldova. Luând în considerare aportul științific original al autorii, calitatea abordărilor, valoarea aplicativă a investigației realizate și relevanța concluziilor formulate, domnișoarei Augustina Florea îi se conferă titlul științific de doctor în studiu arhelor și culturologie la specialitate 65301 muzicologie. Deci, urmează ca membrii Consiliului Științific să voteze această decizie. Stimați membri ai Consiliului Științific, cine este pentru aprobarea hotărârii care a fost dată citirii? Vă rog să ne expunem prin vot. Da, unanim. Prin urmare, prin decizia de astăzi, domnișoare Augustina Florea îi se conferă titlul științific, doctor în studiu arco și cultologie, specialitate 653.01, muzicologie. Felicitările noastre! Aveți ultimul cuvânt. Da, e din urmă, vei cât mai succes. Expertizele noastre care sunt oricum binevenite. Vă mulțumim!